Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Ne revedem la iepuraș. V-am zis din vlogul anterior că am făcut curățenie la găinușii lipitice. Aici am adus restul de lucernă uscată și iarbă uscată. Am pus deasupra cuștii. Haideți să vă fac noua prezentare. Am făcut schimb de iepuraice, am dat acea iepuraică bălțată pe maro pentru că se făcuse mult prea mare față de compartimentul ei și am adus această iepuraică. Este rudă cu... Deci pot zic că este rudă în linie bună cu toți de pe raionul ei. Deci este întâi de toate soră de tată cu iepuraica galbenă, verișoară cu iepuraica maro și verișoară cu iepuroiul galben cu dungi negre. E o nuanță splendidă, deci îmi place maxim greul ăsta așa deschis. Acum sper să reproduc pui frumoși din ea. E foarte liniștită. Aici o avem pe iepuraica maro. Iepuraica galbenă. Aici avem iepuroiul alb, care mi-a făcut o frumusețe de gaură în rapiță, în plasă, către sora sa. O să repar acolo, numai decât. Aici e iepuraica pitică. Mămica. Deja a început să le dea pirișorul și cum v-am zis, cred că vor ieși toți albi. Aici o avem pe galbena. Alba, la care așteptăm în curând puișori. Și la final, iepuroiul galben cu dungi negri, iepuroiul tigrat. Dragilor, acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Până data viitoare, toate cele bune!